s-a întâmplat să plac pe doi băieți în același timp? Eu cred că îl placi, Manu. Simt. Să zic că îți place ceva la Manu, ce? Mie? Da. Băi, îmi place că reacționează altfel la glumițe, nici măcar glume. O văzut că nu-i loc la pirui, hai ne-i băgă la Manu. Are dreptate, Jador. Ai am cuștea. Neața, iubirea. Cine mi-a dus asortul sărac? Camera mai bine. Neața, iubirea mea, ce faci? Ești verde ca neopru. Ce camera? Fosforescentă. Bună dimineața, frumusețea lui tata. Ulei, ulei. Neața, tati. Jador, ce-l bași tu pe Livian aici? Ce treabă am avut eu cu Livian? Jador, deja îmi treci măsura și mă enervezi. Ce treabă am avut? Da, l-am plăcut, m-a plăcut. N-a fost să fie și la revedere. N-am avut mare relație. Ne-am cunoscut atâta tot. Jador, e și diferența de vârstă, e 7 ani. Și să fie să aleg între el și Livian, logic că l-aleg pe Marius. Ce vrei, mă, omule? Mi-a făcut relație și tot pe capul meu. Ești ce vrei? Ho-ho, vreau, vreau dragostea ta, Piru. Jador, dacă tot vedeai pe el că e... în tachinări cu ceva băiat, sigur te băga. Ai văzut că e singură? Oare cum să o pedepsești, să nu o bagi în seamă deloc? Asta e părerea mea. Menține tare și cu dorința. Opri că numai pe mine mai în inimă. Perfect, mulțumesc frumos. Manu, m-auzi? Da. De ce e Scorpie? Eu? Păi am vorbit ceva cu tine și acum... Am zis că poate să fie una din cele trei variante, da? Ori să te bagi într-un triunghi amoros pentru că dă bine, ori chiar îți place de pirui, ori să o faci pe ea geloasă. Niciodată în viață nu mi s-a întâmplat să plac pe doi băieți în același timp. Eu cred că îl placi, Manu. Simt. Ai vrut să zici că îți place ceva la Manu, ce? Mie? Da. Băi, îmi place că reacționează altfel la glumițe, nici măcar glume. O văzut că nu-i loc la pirui, hai ne-i băgă la Manu. Are dreptate, Jador. Vă dați seama că acum îmi doresc eu să vină, îmi doresc să vină Marius, aș doresc să vină Poptelecan. Asta e Andreea. Dacă cumva nu o să fie Marius, mi-am dat jos la valiera frumos și am plecat acasă. Și dacă cumva nu o să fie Andrei, mi-am dat jos la valiera și am plecat și acasă. Ce romantic, voi credeți că ne-am amenințat? Nu că mai pot de dragul lui, probabil aș mai... nu știu, dar nu cred, nu-mi place fără el. Mircea, ce ai făcut? Ce să fac? Foarte bine. Te-a dat Manuela în gât, ca să zic așa? Crezi că te place Manuela, Mircea? Nu vreau să mă precipit. Are vreo atracție? Este atrasă în vreun fel de tine? Cu siguranță. O frică, tu ce simți? Face să te enerveze sau chiar o place pe Andreea? Nu, simt că nu o place. Nu știu ce are în cap, sincer, Andreea. Dar cred că e foarte inteligent. Ela, la cât de bine îl cunoști tu pe Jador, crezi că a renunțat complet la tine? Nu. N-a renunțat? Nu. Ești un șarpe, veninos. Ești foarte veninos și îmi pare rău că m-am atins de tine. Îmi pare rău că nu am putut să-i ofer ceea ce ea, iubirea de care ea are nevoie. Îmi pare rău că am jignit-o. Nu vreau să intru în unele polemici cu ea. Eu o să fiu foarte fericită. Nu plânge acum.
Dar cu ce te-ai dat așa? Baranou! Mai murdară! Dă-ți ăștia care sunteți cu păcate să vi se ducă! Și mai e mai o cameră lângă voi, băi! Și aici? Nu, mai față, invers! Sergiu, unde e udat acolo? Bă, și camera aia sus nu cred că e udată. Aici e iubire, vină cu apă. Cât luați pentru curățenie, băieți? Uite, mă uit pe zi ce depinde trece la tine. Depinde persoana. Da, da. Mai frumoasă decât uite, dacă aș vrea să vă chem să... Iubire, tu faci prostii, dar și când faci... La tine ce ești dedicație? Ce, iubire? Tu faci prostii, dar și când faci... Eu n-am făcut pozne, eu am dat cu apă. Păi asta nu-i pozne, ce-ai făcut? A, dar nu vreau să mai zic că vorbești cu una noaptea la telefon. Ce zici, Jador? Da. Și iubita mea știe că vorbesc cu două, nu-mi fă reclamă prostă. Te rog. Te rog. Nu-mi fă reclamă prostă. Bă, fetelor, vă rog, dați-vă niște ulei. Dar n-avem. Dar du-te-mă și cupără. Mamă, frate, cu foame. Dar scumpi și uleiul, Jador. Ce-a zis? Nu mai este cer la odată, s-a scumpi și uleiul. Îți faci femeii ta mâncare, măi. Ce ai făcut, măi? Mi-ai prins microfonul de lanț. Dar ce pulbițe încântătoare ai, iubire. Îi dau avocat. Mami, foame, Ghiger. Eu am vrut să-ți aduc ceva, Jador, în pauză. Am mere. Jador, m-a întrebat Manuela ce gen de fete îi plac lui Jador și am zis că așa îmbrăcat e mai decent. M-am gândit să... Nu, oricum ăsta e stilul meu, deci ăsta mă reprezintă în total. Da! Numai așa o să vin îmbrăcată. Sigur! Eu mi-am cumpărat ce... Dacă îmi vine Pop Telecan... Păi, stai puțin. Deci tu îi spui lui Pop Telecan că eu nu știu ce zic, da, sau așa, așa, și după aia tu vii îmbrăcată pe placul meu în emisiune. Cum vine asta? Că nu înțeleg. Păi aveți același... Deci tu te plângi la iubitul tău, dar mă vrei pe mine. Ca să deruteze, mă. Și lui îi plac tot așa îmbrăcată. Și eu am așa fost. A, deci tu vii îmbrăcată pentru el. Bă, pentru amândoi. Chiar nu. Știi ce-i surprizător? Ce? Că tu ai abordat stilul ăsta care le place la amândoi, numai acum când o vine Jador. Ai numai unul dintre ei. Cu toate că îi place și la Pop Telecan, nu l-ai abordat mai dinainte. Dă-i mă. Înțelegi? Fetele. Păi da, dar el oricum mă vede de acasă. Mai bag de acasă. Iubirea, am încercat toate stilurile. Și oricum ăsta mi se potrivește cel mai bine. Degeaba ziceți, ia uitați, femeie serioasă la 26 de acum ani. Acum că ți-o zis, Bianca, ce numai fete... Numai bună de mărita, ia uitați. Te-a plăcea la un Jador? Vezi că sunt foarte supărat pe tine, vorbesc serios. Felicitări, Manuela. Nu că asta mă reprezintă, ziceți și voi. Ai dat paiurea. Iubire, ce ai acolo? Eu vorbesc despre stil. Ce-a făcut croitorul ăla la spate? Să nu te mai întorci. Nu zic. Dragoste. Ce? Mă, că e interesant. Foarte frumos să-ți vin. Deja, Dor, nelămurirea ta era de ce am vorbit eu cu Pop... Da. Așa, da. Da, bine. Da, Mariana, te prinde mai bine stilul ăsta, e direct. Și eu azi, nu-ți rău, dar nu îți reprezintă stilul tău de a fi. Doamne, nici mă simt și-am văzut-o cu ăsta așa. Dacă nu te-aș cunoaște, da. Se folosește și de ea ca să vină aici. Înapoi. A, tu ai zis și de Pop Telecan. Da. Nu cred. Bă, Pop Telecan nu cred. S-au văzut afară. Oh, eu am vorbit cu Pop Telecan, pentru știi ce crize de gelozie au făcut? Pentru se folosește când erau afară ei. Da, nu se folosește. Nu, îi place, mă. Ei stau și vorbesc câte 7 ore, mă. Asta când ti se pune pata pe fată și vorbește, e teroare. Vorbeai cu ligii de la 12-16. Serios? Da, mă, vorbeam. Eu dormeam cu el în cameră, mă. Am dormit și m-am trezit pe la 7 și l-am văzut că vorbește. Eu am crezut că am dormit pe până pe la... Am adormit o oră două. Știi că m-am trezit, era noapte, am văzut că vorbește și am zis, bă, o trecut o oră două. Ma... Că mă uit la 6-7. Zic, ai de capul, mă, ce faci, mă? Dacă vorbești atâta la telefon, numai ce vorbi în emisiune. Consum tot. Pahare n-avem, nu? Ioc. Afară. Hai să facem ceva, mă. Hai să trecem toți până la fel. Haide, mă, să facem și ceva. Facem și numele bune. Ne luăm pedeapsă? Preț? Na... Dacă pedeapsă eu colectivă ne luăm. Iau eu pedeapsă, dacă e. Hai să mergem. Vă bag și cu tine. Hai. 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 Păi stai să vină și Levian. Hai că vine. Hai, Jador. Hai, Jador. La fete.